Crescătorii de ovine profită de timpul rămas până la sărbătorile pascale și trimit ciobanii cu oile la păscut cât este ziua de lungă. Miei trebuie să cântărească destul de mult, astfel încât pe ei să se obțină o sumă importantă de bani. Ia spuneți-ne, cam de câte kilograme se vor face miei până la Paște? Până în 15 kilograme să fac. Dacă le paștem, le scoatem la pășuna să aibă ce să pășunează, până la 15 kilograme să fac. Acum cam câți miei aveți aici? În jur la 80. Crescătorii de oi speră ca anul acesta să vândă kilogramul de carne de miel cu aproximativ 23 de lei. Asta înseamnă că pentru un miel, cumpărătorul va scoate din buzunar peste 230 de lei. Chiar dacă vorbim despre o sumă de bani destul de însemnată, nu se pune problema să nu se găsească doritori. Da, sunt cumpărători, sunt. În fiecare an sunt cumpărători. Nu există de Paști să nu fie cumpărători de oi. În ultimii ani, crescătorii de oi din județul Gorj au preferat să exporte carnea de miel. Decât să stea în piețele din Gorj și să vândă miei la bucată, ciobanii preferă să facă afaceri cu clienți străini care cumpără zeci de miei odată.